Și acum lotul femeilor de zbor, femeilor văduve, cele care sunt îndrăgostite mereu de... Hai! Proprietarul lor. Am văzut că vă cunosc și la club acolo când... Socializăm bine fetele. Totdeauna mi-au plăcut fetele mie. Nu băieți. Aici aveți pe măsură? Le motivați într-un fel anume înainte de etape? Mă văd pe mine, se motivează. Atât, nu? Atât, da. Nu le arătați masculin, nu? Nu. Niciodată? Și chiar uita... Nu e Nașa, nu? Nașa e acolo. Nașa e singurul porumbel care a mai rămas în coteț, pentru că nu mai e... Trebuia să o vând, dar... Nu mai o... Și nu putem să facem... Da. E... Asta este celebra Nașa. Celebra Nașa. Da. Care... În rest, angajați toți. V-am văzut și la ultima etapă acum, tot așa, cu femeile la echipă, nu? Da. Cea de acolo este soră cu ea, dar numai de mamă, nu și de tată. Asta vine în albastru? Nu, cealaltă, din spate. Da. De semisoră cu Nașa, nu? Da. De ce i-a spus numele ăsta Nașa? Ia spuneți-mi. Nu v-am întrebat niciodată, cred. De unde? A fost Nașa la mulți crescători de aici, din zonă. I-a spus numele Nașa. Nu mă gândeam la asta. Interesant. Adică când se uitau pe clasament, îi lua tremuratul. Da. Au fost atunci, am avut o pledoarie de porumbei de excepție. Adică, așa e. Perioada anilor 2016 am avut, cred că, cei mai buni porumbei care am scos. Cea mai bună generație, nu? Cea mai bună generație în 2016. După 3 ani de zile, Bucureștiul a făcut la AS Speed, adică la 10 etape, la palmares 3 ani. Au fost din 2017 până în 2019, în 3 ani, au fost 20 de porumbei care au fost această categorie. Ienache Constantin a avut locul 1 la această categorie și încă 5 porumbei, adică 6 porumbei din 20 pe București. Da, așa e. Deci sora ei a fost de excepție, Alena, asta e fiică din Alena. Alena este dată la un băiat, la Giurgiu, da, fiică din ea. Și aici sunt... Cred că sunt numai însă fiice din... Problema cea mai delicată din Nașa, nu am scos nicio femeie, numai mascul mi-a dat. Serios? Da. N-a reprodus niciun mascul? Nu mi-a reprodus femeie, nu. Numai mascul. Deci am 5 mascul la zbor, am avut 6, la unul i-a rupt gâtul pentru că nu știu ce, a avut o problemă. Da. Și restul numai în ultimii 3 ani numai mascul am scos. Auziți asta în condițiile în care ați avut-o la pereche cu mai mulți mascul, nu? Da. A fost unul singur, nu, să nu, zici nu, că... Nu. Da, interesant asta, să reproducă numai... Nu am decât masculi și o să opresc din ea, că de-aia am spus că nu o să plece chiar... Înseamnă că o nepoată o să opriți acolo din ea, că dacă fiică n-ați avut, nu? Da, și femeia de acolo o să rămână, dacă nu se pierde la zbor, bineînțeles. Da. O să rămână pentru reprodus la anul, la mine. N-a zburat niciun demifond până acum? Nu, acum avem primul demifond la Dubăsari. Cât aveți noastră? 388. 390 ceva. Dar știu că demifondul la fel, e una dintre categoriile noastre preferate. Păi, abia acum o să vedem cu porumbei. Până acum a fost o joacă de copil la mila vântului. La încălzirea, nu? Da. Așa e. Bravo, frumos. Preferate printre ele? În afară de Nașa, asta nu mai e. Nu? Eu zic că 920 va fi... O femelă care va zbura... Bine, nu? Bine, dar la demifond. Adică... Super. Că sunt liniștite așa, n-au probleme aici. Ei, ele acum se ne văd pe noi, dar ele ar vrea să ducă la... La mascul, la băieți, da. Dar, în general... N-aveți probleme cu ele. Bine, le-ați și educat în timp, trebuie să recunoaștem. Am făcut și o selecție și pe alte criterii, că dacă se-au împerecheat între ele, nu prea le-am mai ținut. Da. Mai obțin rezultate dacă apucă să se împerecheze între ele, să ia între ele? Câteodată, dar nu există reguli scrise la porumbei. Nu există reguli scrise la porumbei.
La porumbe este o singură regulă. Nu există reguli. Auziți, dar dintr-o fereche bună sau foarte bună reproducătoare, dacă o mențineți mai mulți ani, vă reproduce aceea? Nu am scos niciodată, deci am avut pe împerechere, deci mama și tata Lunașa. Au scos în 2016, am scos în 2018 din aceeași împerechere. Alți produși? 6 produși, toți 6 la un loc, nu au reușit să ajungă la jumatea punctelor pe care le-a făcut Nașa. Da. Nu știu, probabil că și la porumbei cum se aliniază astrele. Da, așa e, da. Nu există reguli. Ar fi foarte simplu să duci și ei pe campionul lui X și al lui Y și ai făcut porumbei. Nu. Da, așa. Nu există asemenea reguli. Așa e, auzi dreptate. Calculul probabilităților ca din porumbei bun să scoți bunică, de-aia oprim totdeauna cel mai bun, este mai mare, dar nu-ți garantează nimeni. Aveți dreptate. Așa. Crescătorul până la urmă e cel care decide. Care decide. Ochiul și mâna, nu? Și ochiul, mâna și mai e un factor. Care? Norocul. Da, recunoașteți că trebuie și noroc, nu? Nu, dacă nu, deci în viață dacă nu ai și noroc, nu. Așa e. Ca în orice domeniu. Și un în viață gram, și gram de noroc, și un gram de noroc sau un gram mai mult. Vă mulțumesc mult, domnule Nache. Cu multă plăcere și oricând mult succes în continuare, mai putem discuta. Sigur că da, cu stimă, numai bine. Să trăiți!